trebuie să aplaudăm realizatorul acest film. Într-adevăr, este un film instructiv, un film foarte puternic, psihologic și un film care, după părerea mea, eu cred că ar trebui să-l vizioneze și elevii din școlile noastre, profesorii de limba română, de limba română și de istorie, pentru că el a fost o încărcătură foarte puternică, patriotică și educativă. Și vă mulțumim, domnule președinte Cleici, pentru posibilitatea de a privi acest film și de a rememora aceste momente extraordinare din istoria noastră, pe care, de fapt, noi de multe ori le dăm uitării pe nedrept și trecem pe lângă ele, pe lângă cetatea Hutinului, pe acolo, pe la Țețeno, sau chiar prin orașul nostru, pe lângă diverse clădiri, de care atât de puternic este legată întreaga noastră istorie, dureroasă așa cum este ea, dramatică și tragică, stropită cu lacrimi și sânge. Vă mulțumim și dumneavoastră, fiecăruia, dragii noștri, că ați venit. Eu cred că pe viitor ar fi bine dacă vom crea așa, măcar o dată pe lună, niște demonstrări de filme, de pelicule, pe care nu avem de unde să le privim în alte locuri. Și astfel noi singuri ne vom, nu perfecționa, ne vom deveni poate mai buni, mai înțelegători, mai puternici în credința și noastră cea strămoșească și în dorința noastră de a fi cât mai buni patrioții acestui pământ și a credinței și limbii și culturii noastre. Vom avea și săptămâna asta, poate mai acțiune și săptămâna viitoare. Ziua de astăzi este ca un preludiu la sărbătoarea Ziua Bucovinei, care se sărbătorește în ziua de 28 noiembrie. Ziua când la Cernăuți, știți cu toți, a avut loc un eveniment deosebit, acel congres general al Bucovinei, unde, știți ce s-a hotărât, dar cu părere de rău, nu a fost pe vecie, cum s-a declarat atunci. Oricum, noi nu trebuie să ne uităm aceste momente al istoriei noastre, al trecutului nostru, unde glorios, unde mai puțin, dar oricum nu ne este rușine de istoria de noastră a tuturor și de cum au fost strămoșii noștri. Vă mulțumim, vă așteptăm întotdeauna cu dragă și la centrul nostru, cu diverse propuneri, vom poate propune ceva, diverse activități, lansări de carte noi organizăm și vom organiza. Pe data de 5 decembrie, vă anunțăm de pe acum, va fi o lansare de carte și o întâlnire cu domnul Constantin Ungureanu și va fi și Ștefan Purici aici, prorectul Universității de la Suceava, unde vom lansa cărțile despre istoria învățământului românesc din Bucovina și poate acea lansare se va transforma și într-un moment de a ne gândi cu toții la destinul învățământului nostru, ori știți că în momentul de față câte școli noi mai avem. De acum vorbeam de 90, la început, acum avem 63 de școli românești cu predarea obiectului în limba română și 18 mixte. Noi am făcut demersurile necesare cu Societatea Scriitorilor, cu Societatea Mihai Eminescu, le-am trimis, așteptăm răspunsuri și iar și trebuie să ne coagulăm forțele pentru deschiderea acelei grădinițe pe care o dorim, cu educația românească aici, în centrul orașului. Sunt doleanțe de ale noastre tuturor, dar dacă nu vom pune umărul cu toții, noi nu le vom putea rezolva. Acest film pe care l-am văzut acum, eu cred că ne dă o anumită lecție de unitate națională, de cultură și de devotament unor idealuri ale noastre dintotdeauna. Vă mulțumim și vă așteptăm întotdeauna aici la noi la centru, pentru ca să ne putem aduna forțele ca să rezistăm provocărilor, timpurilor pe care le trăim.